Guri dragi! Guri speră rău gâne bau! Guri variniați! Guri drepți! Curs pentru onor spre stângă! Domnule director, cursul inițial în carieră poliției locale este adunat pentru festivitatea de absolvire. Sunt întrebătorul clasei, comisar și eu mandat. Bună ziua! Să veniți! Curs drept! Doamnelor și domnilor absolvenți, îmi revine deosebită onoare ca astăzi să prezidez și să conduc ceremonia de absolvire a cursului de poliție locală, una din alte serii care au mai desfășurat aceste activități la Centrul Slatina. Misiunea Centrului Slatina a fost aceea de a vă forma și a vă dezvolta competențele dumneavoastră acordate prin lege și anume în domeniul ordinii siguranței publice, în domeniul siguranței rutiere, de asemenea, domnii profesori, instructorii care v-au fost la dispoziție, v-au instruit cu privire la autoapărare, cu privire la folosirea armamentului pe care îl aveți în dotare, cu privire la negocierea conflictelor, cu privire la desfășurarea activităților noastre zilnice și a face față tuturor situațiilor. Având în vedere creșterea din ce în ce mai mare a criminalității, dumneavoastră vă vine o sarcină nobilă, aceea de a proteja cetățeanul, localitatea, de a proteja viața și sănătatea cetățeanului, bunurile acestuia. De asemenea, dumneavoastră trebuie să fiți în permanență loiali instituției, să fiți loiali cetățeanului în slujba căruia vă aflați. Centrul Slatina va sta la dispoziție pe toată această perioadă pentru instruirea dumneavoastră și consider că și-a făcut misiunea. Dumneavoastră sunteți pregătiți pentru a vă desfășura activitățile conform competențelor și acest lucru este atestat și de certificatul pe care îl veți primi și care vă atestă calitatea dumneavoastră de polițist local. În numele conducerii centrului și în numele corpului profesoral, eu vă urez succes în activitate și, cum spunem noi, polițiștii, fără eveniment. Mulțumim. În continuare vom mâna certificatele de absolvire. Beldea Constantin Costin. Berindei Relu Bogdan. Caba Claudiu Constantin. Călin Cristian. Cărciumaru Viorel. Șuflea Petru Alin. Cleianu Dumitru Constantin.
Cojoacă Gheorghe. Dina Constantin. Felicitări. Dragnea Nica Octavian. Felicitări. Ionel Florin Adrian. Felicitări. Lungu Ion Viorel. Miu Marian. Nedelea Florian. Fereanu Ionel. Ciurea Nicolae. Coman Cătălin Ionuț. Delcea Florin Petrică. Dumitrescu Valentin. Dumitru Ion. Gheorghe Marian. Glăvan Constantin Marus. Grere Bogdan Gabriel. Iancu Dragoș George. Ioba Vasile. Jugănaru Adrian Ion. Negrea Florin. Pitulici cu Grigoraș. Tâlvănu Ionel. Vladu Costinel Marius. Gianu Flore. Marin Marian Ion. Mihai Ion. Mihailescu Leonard Gabriel. Nița Adrian. Nuțu Andreea Mihaela. Popescu Alexandru Mihai. Popescu Valentin Ionuț. Bredai Predi Gheorghe. Răceală Valeriu. Radu Ionuț Cristian. Rădulescu Gheorghe. Sebe Laurențiu. Ticu Octavian. Vladu Ionel. Florica Pompiliu. Ulie Nicușor. Iordache Florin. Rădulescu Marius. Tatu Florian. Tudose Cătălin. Ungureanu Nicușor. Vasile Ionuț. Bătășescu Gheorghe. Vârcelaru Nelu. Vladu Mitu. Vladu Iulian. Voitină Daniela. Voicu Constantin. Voicu Gheorghe. Voinea Nelu. Zamura Dumitru. Bănică Dorel. Capitanul Ionel Viorel. Dache Cătălin. Dobrotescu Laurențiu. Gheorghe Eucențiu Dorel. Gurgu Basilică. Alcin Victor. Haraga Răzvan. Pricopie Claudiu. Răuță Florin. Ristea Mihai.
Ștefan Constantin. Toma Vasile. Vișan Dorin. Vișinescu Cătălin Gabriel. Domnule director, stimați profesori, stimați invitați, pe parcursul celor 3 luni de pregătire teoretică și practică, am reușit să aprofundăm cu interes cunoștințele necesare desfășurării misiunii de polițist local. A fost și ușor și dificil, dar ne-am mobilizat să înțelegem cu atenție noțiunile predate de cadre didactice, pentru a face față cerințelor societății și, în primul rând, ale cetățenilor. Ne-am acomodat cu cerințele polițistului local și pentru a ști cum și când să acționăm cu succes pentru cetățenii în slujba cărora ne desfășurăm activitatea. Polițistul local trebuie să reprezinte pentru cetățeni siguranță, un model și un sprijin atunci când ni se solicită acest lucru. Vă mulțumim pentru încrederea acordată și cunoștințele predate. Invit dintre stimați invitați, dacă au să le comunice noilor polițiști locali, absolvenți, ceva, vă rog. Bună ziua! Doresc să mulțumesc în primul rând profesorilor din cadrul Centrului de Formare și Perfecționare a Polițiștilor Nicolae Gorescu din Slatina pentru invitația făcută și pentru activitatea lor deosebită, dovedită nu doar în aceste ultime 90 de zile de cursuri, dar și în toate instruirile de până acum. Sunt bucuros să asist la festivitatea de absolvire de către a unei noi promoții, cred că de peste 70 de cursanți, dintre care am și eu 15 polițiști locali de la Râmnicu Vâlcea, pe care vreau să-i salut încă o dată, care au absolvit cursurile de instruire în domeniul ordinii publice și circulației rutiere aici, în frumosul dumneavoastră oraș. Nu în ultimul rând, proaspătilor absolvenți ai acestui stadiu de pregătire le urez mult succes în activitatea lor viitoare, iar cele învățate aici să îi ajute să-și îndeplinească profesionalism sarcinile ce le revin ca polițiști locali în locurile unde își desfășoară activitatea. Vă mulțumesc! În primul rând, vreau să vă mulțumesc că ați venit în frumoasa noastră urbe. Sunt bucuros că această unitate de elită există și reușește să învețe, să școlească nu numai polițiști locali, ci și polițiști activi din cadrul Ministerului de Interne. Sunt bucuros că ai noștri colegi de la Slatina finalizează cursurile și de luni vor veni alături de colegii lor să îi ajute în munca de zi cu zi. Nu pot să spun decât că este în interesul tuturor ca aceste cursuri să fie transpuse în practică și ele să aibă ca efect creșterea siguranței cetățenilor, ordinea, liniștea publică și confortul nostru al tuturor cetățenilor din această țară. Încă o dată vă felicit și eu în numele administrației locale a municipiului Slatina și vă doresc succes în activitate. Doamne ajută! Cu drept pentru ocuparea locurilor de devinare! Curs la drepte! Curs înainte! Mergi!
Acestea, inclusiv gradul de comisar șef, de major, de agent, sunt cursuri acum în derulare de șef de secții ofițeri pentru rurală, unde sunt secțiile în mediul rural, sunt pentru șef de post, sunt pentru crimă organizată, criminalistică, ordine publică rural, urban, avem pentru baze de date, comunicații și informatică, logistică, iar avem o catedră unde se fac cursuri de logistică și informatică, financiar, gestiune de armament, toate domeniile muncii de poliție, de fapt fiind singurul centru de perfecționare al poliției. Ce ziceați că o să vă luați personalitate juridică? Da, asta deci ce noi înseamnă? Am făcut. Asta înseamnă că putem accesa programe europene, bani, pentru că până acum noi eram de serviți din 2010, de când s-au deschisat lucrurile, de către IPJ-ul. Și bineînțeles că interesul lor era ordinea publică, strada și oamenii lor, nu? Bani mai puțin pentru școală. Și mai vrem o altă problemă, să accesăm un capitol bugetar învățământ, unde sunt bani alocați special pentru instituții de învățământ pe minister. Și acum se pare că sunt făcute demersurile pentru a lua personalitatea juridică, structurile înapoi, suport și capitolul bugetar. S-a constatat că e necesar. Suntem în derulare cu un proiect cu elvețienii, unde suntem cu guvernul elvețian și cu Academia de Poliție din Savatan, din Elveția. Proiectul are
o componentă de ordine publică unde s-au identificat 97 de localități cu probleme mari defavorizate socioeconomic și în special unde sunt comunități mari de rom din țară. Ei, acești polițiști, un număr de 200, îi vom pregăti pe un curs intensiv de 9 săptămâni. Sunt în derulare, angajare, instructori de limba romă. 2. S-au pregătit vreo 8 spații de cazare dotate, mă rog, modernizate pe banii de proiect și un laborator fonic pentru limba română și care va fi folosit de domnul Mișu pe engleză și pe franceză. Este cel mai dotat laborator cu soft, cu tot ce trebuie pentru învățare. Ei vor învăța tradiții, obiceiuri, limba și să comunice cât de cât cu romii, pentru că se pare că e interesat, țările europene sunt interesate. Apoi și norvegienii vor să vină să te aducă ofițeri la pregătire aici. A, aceste module, Italia, vor să aducă Franța. A, deci vă extinde țaria, cum să zice, de învățământ. Dacă sunt și vin bani, cu plăcere. Sigur. Cred că noi cam suferim acasă. Cât costă pregătirea unui polițist local, să zicem? Păi, ei sunt standarde costuri. Oricum nouă nu ne intră niciun ban. Tot știu, normal, normal, da. La bugetul general, păi în jur de 120 de milioane tot ciclu de 3 luni. Cu asta însemnând instrucția, cazare, mâncare și muniție și celelalte. Și 100 și ceva de milioane. Ce v-ar trebui dumneavoastră ca școală? Ce dotări clase ați avea nevoie? Nu prea avem probleme pe învățământ, problemele sunt pe cazare și cam atât. Adică modernizare, noi avem un proiect în care sunt prevăzute dormitoarele să fie transformate în garsoniere, cu băi proprii, toalete, da. E normal. Ele încă sunt rămase pe sistemul militar, băi comune, toalete comune, care sunt... Câți în cameră? Câți în cameră? Acum sunt 6 în cameră, dar de regulă cazăm și 3 și 4 când sunt cursuri mai extinse. Dar pe celelalte garsoniere vor fi 2. Câte locuri sunt? Noi avem o capacitate de 500 de locuri. Înainte școala avea 1500, dar cu mulți cazați în camere. Dar acum s-au mai diminuat din spații pentru că în școală desfășoară activitatea și serviciul de intervenție rapidă al IPJ-ului, unde au sălile, unde se pregătesc, unde au baza sportivă și de aici și pleacă. Aici au dotarea și când pleacă misiune, pleacă direct din școală. Am mai luat din spații și inspectoratul de jandar și s-au mai pierdut. Dar capacitatea noastră e de 500, e normal, mai mult nici n-am putea face la numărul de profesori care avem, doar de 30 și ceva. Deci ceva de profesori. Ce materii am înțeles? Materii începând de la tactică până la negociere, limbi străine, depinde de curs. Da. Sunt cursuri în care se insistă pe limbi, sunt cursuri cum face domnul Mișu, special numai pentru cei cu misiuni internaționale, engleză, franceză. Sunt cursuri care pregătim șefi de secții, ofițeri. Și cum o să fim din toamnă, o să mai avem iar serii de ofițeri încadrați din sursă internă, care nu au făcut cursurile la 3 luni, de poliție. Vor fi ofițeri de poliție începând cu 16 septembrie, deschidem foarte multe cursuri. Și de subofițeri am avut de pompieri pe logistică și financiar. Am avut și de logistică pe achiziții și pe intendență. Avem un profesor specializat în acest domeniu. Nu știam că în școlarizați inclusiv pompieri. Da, dar nu pompieri. Da, am înțeles, decât cei de la intendență, nu? Ei, cei cu aprovizionarea, cu intendența, cu financiarul, cei care deci lucrează tot pe ei. Aici tot aici de la toți din minister și ai jandarmilor, tot aici îi facem. Și jandarmii tot aici îi pregătesc la noi. Perfecționări, specializări, logistică. Asta mai avem probleme. Pe cazare, dacă reușim să le facem. Săl de clasă nu e nevoie, sunt suficient. Avem săl de clasă, dar vom intenționa să mai modernizăm o sală, să o facem pentru transmitere simultană, traducere simultană. Avem o sală pe proiectul cu norvegienii și să modernizăm un pavilion la Catedrale Poliției, să-l transformăm în centru de
excelență pe negociere, în care vor fi implicate mai multe ONG-uri, asociații de astea sociale și tot felul de proiectul ăla. Dar e vorba de tot așa 1.300.000 de euro proiectul.